Sper că mă puteți auzi, că am niște probleme tehnice. Mă auziți bine? Da, da. Bun. Am comandat și eu de curând niște lumânări la Apis Blaj. Niște matrițe pentru lumânări, de fapt. Așa. Și am înțeles că domnul Apetrei, domnul Gheorghe Apetrei, face deja face lumânări, prelucrează ceara în felul ăsta. Și m-am lovit de câteva dificultăți, de câteva probleme la turnarea de lumânări. Prima dată ce mi s-a întâmplat, am citit pe undeva sau am zărit pe undeva, nu mai știu exact, sugestia ca pentru a nu se lipi ceara de siliconul matriței să se ungă forma cu un ulei vegetal. Și am uns ce mi-a fost la îndemână cu uleiul de, știu, floarea soarelui, rapiță, ce am avut în casă, uleiul de bucătărie. Și s-a făcut un dezastru. Acolo mai rău. Până la urmă, cu ce se unge? Cu ceva matrița sau se introduce pur și simplu? Se toarnă direct? După 7, 8, 10 folosiri, da. Dai un puf din silicon dintre acela auto și să iei un silicon cu miros de brad, de exemplu, pentru că ele nu sunt nemirositoare, sau fără miros dacă găsești, ca să nu afecteze foarte mult mirosul cerii. Mirosul de brad, oarecum rășină, propolis, e ușor asemănător. Un silicon, da. Un spray silicon și atunci ai scăpat de ulei și alte nebunii. Mai trebuie și curățate matrițele între timp cu ceva? Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, că nu știu dacă e murdară matrița ta. Da, nu, eu am... Din momentul în care am pus uleiul și uleiul cu ceara topită a intrat într-o, să zic, reacție și s-a devenit mai emulsificat puțin, a rămas lipit pe acolo și l-am spălat, am spălat o matriță, am spălat-o cu alcool izopropilic și a ieșit foarte frumos, a fost perfect. Eu zic că am nimerit aici. Dacă ai spălat-o, e perfect. Da, am curățat-o cu alcool izopropilic și e curat acum. Dar mă gândeam dacă trebuie făcută din când în când operația asta, dacă e necesară. Nu, eu nu. Bine, să nu credeți că sunt un mare producător de lumânări, de nu mai știu eu ce-i cu mine. Nu, le fac de Crăciun și de Paști. Nu, și eu tot de hobby vreau să le fac, nici eu nu vreau să o fac ca o industrie sau ca pe o afacere neapărat. De fapt, mi-am făcut o promisiune la o prietenă care a murit de curând și care m-a sprijinit în a face apicultură, că soția nu mă lăsa. Ați curățat-o, e perfect. Trebuie să aveți grijă să strângeți matrițele în momentul în care turnați ceara și puteți folosi niște elastice dintre acelea cu care se strâng banii, cu cât mai multe, cu atât mai bune, dar nu atât de multe încât să turtească matrița. Să întindeți fitilul și să-l poziționați exact pe centru, să aveți un fitil de bumbac de bună calitate și atât tot. Fitilul cumpărat tot de acolo. Am încercat cu fitilul să-l înmoi în ceară anterior, să-l îmbib cu ceara, dar cred că nu e neapărat. Nu-i nevoie. Vârful fitilului, scoți matrița, vârful fitilului, în momentul când îi tai și îi rămâne țumburucul ăla mai lunguț, acolo, vârful fitilului, acolo trebuie muiat în ceară după ce ai scos, ca să nu ardă tot și să trezești când are ce să... Cine da, să... și nu se inițializează topirea cerii. Da. Așa. Altceva, coloranți și miros pentru ceară ați folosit? Eu la ceară nu să-i pun miros. La ceară fără să-i pun miros. Da, nu am luat, dar n-am făcut decât două lumânări colorate și cu parfum. Am comandat și, știu, parfum de lumânări parfumate lavandă. Am lavandă și am un colorant... Să folosesc meu de vedere pentru parafini și un lucru. Dar nu mi-a plăcut ideea în final. Dar aveți idee cum se poate integra mai bine, cum se pune cum se dozează și cum se pune parfumul? N-ați folosit niciodată, nu? V-a suprapus, atenție, v-a suprapus. Da, păi am încercat să-i răspund și am spus că cea arar naturală are un miros atât de frumos și o culoare așa plăcută, cât la tenis cu alte miroase. Nicu, trebuie să-ți oprești microfonul când ești pe recepție, ca să nu mai bage dură. Bine? Așa, acum poți să vorbești că s-a creat o și nu știu dacă s-a auzit bine. Bine, Nicu? Da, n-am auzit bine, mi-a ieșit casca din... De fapt nu face contact bine cu telefon. Și chiar nu am auzit ultimele fraze. Vă rog frumos, repetați, domnul Genuțu, că n-a recepționat omul. Da, e foarte simplu ce să repet. E intuit răspunsul meu. Ceara are un miros atât de plăcut, iar culoarea cerii este atât de frumoasă, încât este o blasfemie să o colorezi cu altceva și să-i dai un alt miros. O colorezi cu ceva dacă ai o parafină la alte lucruri. Dar dacă e ceară, eu cred că o lumânare din ceară trebuie apreciată pentru faptul că e din ceară de albine și e din ceară curată, fără altceva, și nu trebuie să-i adaugi absolut nimic. Da, la concluzia aceasta am ajuns și eu după prima încercare. Am făcut o încercare și v-am spus că nu mi-a plăcut. Tot mai frumos e natural. Da. Lumânările după nu au rugozitate destul de mare. Produsul finit. Se lustruiesc cu ceva sau se mai prelucrează într-un fel, se dă cu spray siliconic sau cu ceva pe ele după ce sunt scoase din matriță, nu? Probabil cauza rugozității este dată de matriță. Eu, sincer să vă spun, nu am observat așa ceva, este extrem de fine și nu trebuie să le fac nimic altceva. Este foarte, foarte fine. Da. Și mai am problema cu închiderea matriței. Am încercat și cu elastice de bani, dar strânge ori prea tare, ori nu se închide bine matrița. Folia în care i-am balat lumânarea inițial e folositoare la ceva? Nu. Adică se înfășoară întâi în folie și apoi se strânge cu elasticul? Nu, pur și simplu se strânge. Am încercat cu... Exersați cu elasticul până când nu mai aveți problemele astea. Exersați. Am încercat cu scoci, bande izolatoare, cu lucrurile astea, cu banda adezivă în principiu. Nu, reușiți cu elasticele. Cu elasticele reușiți, da? Da. Da, se formează o mică bavură acolo. Că nu... Aia se poate lua cu cutarul. Poftiți? Aia se poate lua cu un cutar. Da, se cu cutarul, da. Dacă dați de 20 de ori pe jos ceara, o puneți înapoi, o topiți, o puneți acolo, pe aia nu mai greșiți. Da. Experiența docet. O sună. Eu n-am concretizat matrițele pe care mi le doream, cei de la Apis Blaj nu le aveau. Mi-au sugerat ceva, dar soții nu i-au atras atenția ca fiind ceea ce ne doream și am renunțat la achiziția deocamdată. Ce să vă spun? M-aș retrage că am uitat să mă... Aș mai avea o întrebare, o scurtă întrebare. Temperatura cerii are vreo importanță să fie temperatura în care să curgă, nu? Da, cu cât e mai puțin fierbinte, cu atât mai bine. Se face uneori o bulă de aer sau cum să spun, rămâne o gaură în... Se completează. Ce anume? Se completează? Da. Eu am încercat să-i produc o vibrație ca să uniformizeze. Și sar elasticele și îmi spui că nu stau. Da, nu. Nu, o vibrație mare. Am dat, dacă vă spun cu ce, vă fac să râdeți. Completează. Cu aparatul de las din la gilet, senzor, cu baterie în el. Prea mult, Prea mult ai gândit, prea multă tehnică ai folosit. Da. Ne pun un pic și gata. Domnul Genuțu, mulțumesc frumos de prezență în emisiune, mulțumesc de răspunsuri și de timpul acordat acum pe subiectul acesta. Vă mulțumesc cu drag tuturor și eu sunt cu bateriile terminate și siropul de coacă nu m-a hidratat, dar nu mi-a încărcat bateriile. Așa că... Domnul Nistor, mulțumesc. Da? Facem în felul următor. Vă trimit un borcan de miere de cireș. Îmi trimiteți hidromel. Cu drag. Da? Facem asta până plecați. Sigur, de 30 acum când circulă carierul. Păi da. Faceți trafic așa de față cu martorii? Da. Pot să dau și la martori miere de cireș. Ce-mi dau un loc? Sfaturi. Mulțumesc. Și eu vă spun unii pădurea de cireș. Aștept adresa dumneavoastră și eu vă transmit pe a mea. Ne auzim la un telefon pentru o mesagerie. Bun. Tată stima, mulțumesc frumos. Hristos a înviat și multă bucurie și pace alături de cei dragi. Luminate. Și eu vă mulțumesc mult de tot. Sănătate. Vă mulțumim, sănătate multă. Ionel, să știi că poți găsi din astea matrițe și pe AliExpress. Că la noi am văzut că sunt foarte scumpe, sunt în jur de 1.000.000 o matriță pe lumea. Dar sunt foarte multe modele și pe acolo, matrițe și de ceară, și de lumânări, și de săpunuri, și cu motive religioase, foarte, foarte multe modele se pot găsi. Da, auzi, dar nu trebuie matrițe. Ce atâta zbatere cu matrițele astea? E extraordinar. Mergeți în piața la vechituri și găsiți acolo toate bibelourile posibile sau altele puțin le mai modificați acasă și vi le faceți singuri, că e simplu de făcut. Da, cu silicon și cu bibelou chiar are și. Un pic de răbdare trebuie, într-adevăr, e un pic de migală, dar merită banii ăia când faci ceva deosebit. Și ce faci? Pe urmă spargi bibelou ca să scoți acum, că nu lipsește imaginația acum. Păi bibelou ăla se îmbracă frumos în silicon și după ce s-a întărit siliconul se fac secțiunile alea cu un cutter foarte fin. Și se desface. Bibeloul nu se strică. Eventual, dacă nu ai suficientă îndemânare, o să rămână niște urme de zgârieturi, oarecumva, mă rog. Dar lucrul ăsta îți dă satisfacție până la urmă, că poți chiar tu să construiești niște matrițe din gips, din orice, aproape din orice material, să pui pe el silicon, să-l decupezi de acolo și să-ți modelezi niște matrițe. E relativ simplu, numai că atâta trebuie să vezi ce materiale ai voie să folosești ca să nu adere, să nu fie imposibil de desfăcut. Alo? Da, vă auzim. Deci, pe Ipsos, într-adevăr, se pune siliconul și după ce se desprinde, rămân niște urme, niște firișoare de Ipsos care trebuie îndepărtate și eventual matrița nu e perfectă și ceea ce torni solicită niște retușuri, dar acum revenim la matrițele care deja le-ați cumpărat. Dacă nu se așează bine, uitați-vă locurile în care nu se întrepătun, care nu se încalecă corect și acolo sunt mai multe soluții. Prima și cea mai la îndemână e soluția cu acele de acupunctură, ace foarte finuțe, subțiri, cele mai subțiri ace și lungi, le puneți să treacă, să pătrundă dintr-un corp în celălalt al matriței și atunci când puneți elasticul, cele două corpuri nu se mai descentrează, nu mai alunecă unul față de celălalt, rămân centrate. Și gata. Da. Deci nu poți să-ți dai o soluție sigură sau și clară pentru fiecare situație, dar trebuie să vezi geometric. Alunecă suprafețele, alunecă corpurile, se modifică niște planuri. Pui acolo ceva, un sprijin, un obiect ajutător. Și excesul de elastice alea la strânsul matricii, ăla e cel mai dăunător, că ăla deformează, e clar. Trebuie și acolo o măsură, văzut, să se pună minim, adică să se pună minimum de elastic sau, cum să spun, maximum de elastic suportat de matriță. Că poate că unele silicoane au o formulă și sunt mai elastice, altele silicoane sunt mai dure. Nu e același lucru pentru toate soluțiile. Mai știu care foloseau Fanta, băutură răcoritoare Fanta, pentru ungeau matrița cu Fanta ca să nu se lipească, să se desfacă ușor fără să se mai rupă, colțișoare, detalii mici. Da. Iarăși, foarte important este ca atunci să încălzești ceara foarte tare, dar dacă se apucă să clocotească, dacă are bule cu apă, care după aia se tot ridică când clocotești și că e normal să pui în apă ca să nu... doar dacă pui în bain marie sau ceva, să o lași puțin să se ducă la fund bulele, pentru că altfel acele bule vă vor strica puțin, rămân pe margini și vă vor strica puțin opera de artă. Adică să nu aibă bule în masa ei când o torni, când iei din vas ceara. Da, nu... o pun uscată, pur și simplu, o fierbea Ben Maren. Da. Până la urmă am găsit, mi-a dat un prieten, un aparat pentru topit ceara de epilat. Îl luase pentru soție, nu-l folosește, preferă să meargă la cosmetician. Și mi-a dat mie aparatul ăsta și o doză, eu am vas acolo cât pentru, de fapt, am mai cumpărat eu de la Kaufland un alt vas pentru topit ciocolata, știu, în cofetărie sau, de fapt, în casă se topește ciocolata, cu 2 ciocuri și cu mâner, și e foarte bun vasul ăla și fierbe la vermaren, e suficient pentru cele 2 matrițe pe care le-am cumpărat eu, le umple la fix. Spune-mi, te rog, acel aparat pentru ceară de epilat are termostat destul de precis, adică eu dacă îmi fac boci din ceară, poate să îmi țină la vreo 65 de grade? Nu, cred că nu are termostat precis, nu. Da. Nu cred că are. Pentru boci trebuie temperatura de 65 de grade. Este temperatura cea mai bună când e acolo, adică practic când se solidifică puțin pe margini și este între. Ca stratul când ai pus boci făcute cu șablon, care îl moi. Da. Stratul să iasă destul de gros în momentul în care scufunzi, asta vreau eu să-mi fie. Și de aceea o ceară foarte fierbinte, trebuie să pui foarte multe straturi subțiri din comod și atunci trebuie să fie undeva apropiat de punctul de solidificare, nici prea nici foarte, nu știu, 60 ceva de grade. Domnul Gabriel, aveți la Suceava o grupă de copii foarte isteți care lucrează pe Arduino. Vă sună cunoscut? Nu știu. Dacă intrați pe Arduino, vând și cumpăr, la Suceava sunt câțiva copii care, mă rog, copii, la mine toți sunt copii care sub 45 de ani. Eu îi admir și acolo ei sunt foarte bine organizați și dotați cu multe lucruri minunate. Există, știu eu, cel puțin 2 variante de termostat foarte sensibil, care lucrează, eu am luat de genul ăsta, care lucrează cu reglaj la 0,5 grade și au releu de comandă. Pot comanda la 220 de volți o rezistență sau un reșou sau orice aveți dumneavoastră până la 1000 de W sau poate chiar mai mult, acum nu știu exact. Căutați, dacă nu găsiți, îmi spuneți că îi caut eu și vă fac lectura. Știu despre ce e vorba. Acum încetul cu încetul folosesc tot mai puțin bocile din ceară naturală, dar... m-am confruntat cu chestiunea asta în trecut de asta. Acum ce folosesc este o plită din asta. Plită cu inducție, nu? Cu inducție, dar da. Tot nu. Adică când încălzește puțin mai tare. tot nu exact ceea ce mi-aș fi dorit. Adică mi-aș fi dorit ceva cum sunt aparatele astea de tip slow cooker sau așa, da, dar cu un aparat, cu un reglaj foarte fin în care să fie numai pentru chestiunea asta, pentru ce are. Precis că aia ce vă spun eu costă undeva până la 40 de lei. Da, 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 da. Știu. Și exact face reglajul la un nivel care nu v-ați putut gândi că vă trebuie chiar așa ceva, dar lucrează la nivel de 0,5 grade. Cuplează când scade temperatura și decuplează când temperatura puțin crește și eu zic că vă face toată treaba un dispozitiv de ăla. Acum, dacă tot v-am dat o chestie, cer și pentru mine ceva. Sper să mă băgați în categoria lor obraznici, dar sper să și mă serviți. Articolul ăla despre utilizarea acidului oxalic, mi-l puteți spune și mie pe mail, așa, în privat. Da, Constant, dar vi-l trimit chiar acum. Stați o secundă că vi-l trimit pe... Da. Că eu nu am abonament la revista minunată. A, e același care l-am mai postat eu la un moment dat. Da, vi-l trimit pe Messenger chiar acum. Bine, mulțumesc. Câteva secunde, nu e nicio chestiune. Nu știu dacă pot să-l pun cumva pe live aici. Nici o problemă, mâine dacă nu se poate. Nu, acum pentru că după aia uit. Mâine am un program destul de încărcat. Sunt puțin în urmă cu făcutul ramelor și deja se pare că o să-mi trebuiască destul de repede. Aveam o, cum se spune, nu neapărat emoții, dar mă așteptam să arate mai rău albinele după perioada asta în care s-a pierdut foarte multă culegătoare, dar surprinzător arată binișor. Și atunci o să am în curând nevoie să tot pun rame de acum în fiecare săptămână. Imediat îl găsesc. Hai, că între timp mai continuăm cu celelalte. Da, vi-l pun imediat PDF-ul în... A mai fost un subiect discutat în seara asta în legătură cu albina care iese la zbor în situații de limite de temperatură și de insolație puternică, acolo unde soarele iese dintre nori și o păcălește. Da. Era interesant pentru mine. Eu sunt începător în domeniul ăsta, eu sunt de-abia un învățăcel abecedar. Încălzirea asta suplimentară, electrică, am preluat-o și eu de la cei care mi-au spus că e valabilă, de la Doamne, Dumnezeu să-l odihnească pe Nea Mircea și domnul Ionel, chiar mi-a dat curaj suplimentar. Eu n-am avut situația asta că am o poziție, mă rog, zic eu, favorabilă și nu mi s-a întâmplat. Dar nu putem corecta anomalia asta cu încălzitul doar în perioada rece sau de noapte, să zicem. Da, ar ajuta enorm, pentru că ce se întâmplă? Ea pierde o parte din culegătoare, este întinsă și pe timp de noapte când are nevoie de albina aia în stup, nu o are. Și atunci poți să ai surpriza asta cu, cum se cheamă, surpriza cu răcitul puietului. Da. Pe de altă parte, eu am observat un lucru și anume stupii cu fața cumva către sud-vest-vest. Am avut 5 stupi, eu îi pun totdeauna cu fața spre sud, în general, sau sud-est. Așa am învățat, așa de la primul om care am cumpărat stupi, nu știu, acum vreo 10 ani de zile, el mi-a venit și mi-a spus unde trebuie să-i pun și cam cum trebuie să-i pun și la ce să mă uit, așa am ținut mereu. Ei bine, acești stupi care erau puși cu fața cumva spre vest, am venit de la floarea soarelui, nu-mi pregătisem destule stative și a trebuit să improvizez repede și l-am pus așa. Au iernat mai bine, au avut zboruri de curățire, pentru că ce se întâmplă? Ei bate soarele în ei după amiaza. Deci undeva de la amiază încolo bate soarele în ei. Au pierdut mult mai puțin albină. De asemenea, ei sunt cumva cu urdinișul paralel cu direcția vântului. Și când bate dinspre sud și când bate dinspre nord la mine. Eu pe toți ceilalți îi pusesem astfel încât să fie protejați de vântul din nord, ca vântul rece sau așa. Am observat că nu ies atât de ușor dimineața la zbor, nu spăcăliți atât de ușor de soarele de dimineață. și s-au depoplat mult mai puțin. Altă chestie care am observat-o, stupiul din poliuretan se dezvoltă cel mai bine primăvara. Acolo albina nu se strânge așa de mult, dar în schimb au pierdut, printre cei mai serios au pierdut albinele la culegătoare. Deci s-a văzut chestiunea asta. Probabil este mai ușor, e temperatura mai mare în interior și sunt mai ușor păcăliți de soare chiar când e temperatura mai scăzută. Efectiv, erau zile în care mergeam la stupină și vedeam pe crenguțe de zarzăr înflorit. Acum zarzărul s-a trecut și a fost și ars la mine. Am terminat. A fost la un moment dat 2 nopți cu -4, -5 grade, cu temperatura așa de 10-12 grade ziua, dar foarte rece noaptea. Și temperaturile foarte scăzute de noapte i-a nenorocit pe zarzări și au pierdut foarte mult și s-au și negrit așa florile, inflorescențele. Nu știu ce o să facă, dar asta e. Eu exact situația asta am sesizat-o și am avut o dispută, oarecumva dispută, o discuție fiecare cu argumentele lui, cu domnul Midrigan. În filmulețele realizate la dânsul în stupină, realizate cumva spre după amiază, soarele bate exact pe peretele din spatele lăzii, de opus ordinișului. Și l-am întrebat, domnule, ce faci cu alea? Era în februarie. Și răspunsul lui a fost clar. El, din experiență, le-a pus ordinișurile fix către soare răsare, către răsărit, și așa lucrează. Eu nu zic că e o situație de succes la dânsul. La mine, eu am făcut altfel, altă năzbâtie, să zic așa. La mine, ordinișurile sunt orientate spre sud-vest, deci cumva Pieziș cade la sfințit soarele spre seară, dar în perioada de iernat. Deci începând din august, septembrie, încep să le întorc către sud-vest, așa fel încât toată iarna, dacă soarele mai iese dintre nori, spre asfințit, când e ziua mai caldă, să fie razele pe ordiniș. Primăvara încep iarăși să le rotesc ușor-ușor. De exemplu, acum, în perioada asta când noaptea deja sunt 10 grade, exact spre sud, perfect către sud. Dar când noaptea voi avea peste 12 grade, ale mele vor fi spre sud-est, nu sud, est-sud-est. Pentru că dimineața la prima oră, dacă este și organizat cuibul strâns ca să își mențină căldura, acum de o săptămână, sau nu, de 2, de când am aflat că distanța Hoffman de 38 este o iluzie și să folosim și 35, mi-a băgat domnul Ionel așa un cui. Eu zic că trebuie lucrat la toate aspectele astea, că pe de o parte distanța Hoffman, după aia căldura, după aia insolația, după aia umiditatea și asigurarea apei la cuib. Toate astea fac ca albina să plece la cules mai repede sau, mă rog, să plece prima la cules pentru că vede razele soarelui și cuibul să nu rămână descoperit. Mi se pare un câștig demn de urmărit și de luat în seamă. Da, așa și eu am de gând. Acum toate postamentele mele sunt făcute, sau aproape toate, spre sud sau spre est, și vreau să le pun când vin de la polenizare, spre toamnă, mă rog, la începutul lui august, să le pun pe toate cu fața spre sud-vest. Așa, exact. Ca să aibă chestiunea asta, după care în anul următor, când voi pleca poate la Orabeț, la un salcâm, după ce vin să le pun înapoi spre sud sau sud-est. Pentru mine nu-i greu să fac chestiunea asta. E rău cumva că grădina e puțin în pantă și panta curge cumva de la vest către est și atunci vor fi cumva într-o scară inversă rândurile, dar n-ar fi asta o problemă deosebită. Nu, aici ce mai intervine deosebit de la caz la caz, de la stupină la stupină, este vântul predominant și curenții cei mai reci care vin peste stupină Eu am rezolvat problema asta că am pus pe gardurile din apropierea stupilor poliplane de astea, plastic, care oprește complet să treacă vântul și o diminuat mult curentul de aer și să simte. Deci, categoric, este o măsură care o recomand tuturor. Curenții de aer să fie cât mai, cât mai strânși, cât mai estompați. Dacă ești într-o localitate, cumva nu e așa mare problema, dar când ești undeva izolat, trebuie luptat împotriva curenților de aer, pentru că și cei calzi, în perioada iunie-iulie, când vine arșița, și curenții de aer calzi dăunează, zic eu, la fel de mult. Trebuie să fim atenți la microclimat. Am mai discutat într-o emisiune sau două despre microclimat și aerul cald și uscat face la fel de multe pagube ca și aerul rece. Sper să ne mai întâlnim pe subiectul ăsta, da, și să reluăm. Pentru că uneori în perioada florii soarelui, efectiv, ramele pline se topesc, cad, mai ales dacă zinase într-o ceară mai proastă. Cel puțin că ramele pline cad, dar există problema de asigurare a umidității. În familia de albine, într-adevăr că varoa se simte foarte jenată dacă e căldură, dar despre umiditate încă nu știm foarte multe lucruri. Dar lipsa umidității provoacă alte boli și alți paraziți își fac loc în familie. Știm foarte bine. Hai să fim atenți și la aspectele astea. Da. O altă chestie care am făcut-o, mă rog, de anul trecut am început. Inițial, acum 2 ani la mai puțin, după aia toată stupirea. Urdinișele sunt la mine de vreo 20 de centimetri, deschise mereu. Deci, cum am un fel de opritor cu două poziții, unul mic de vreo 80 cm și unul de vreo 22 parcă. Îs mereu deschise, așa am iernat, așa am stat mereu. N-am avut probleme cu furtișaguri, cu alte chestiuni. Da, mă bucur că ați amintit de problema asta. Urdinișele, și eu am urmărit problema lor, sunt foarte bine să fie cât mai deschise, atâta cât albina hotărăște să fie deschise. Avem situații în care ghemul de iernare se retrage timpuriu către peretele din spate și atunci urdinișul trebuie să fie minim. Dacă ghemul de iernare se orientează, elipsa aia sau cum îi spunem, se orientează către peretele din față și, de fapt, filozofia este să rămână la urdiniși paznici suficienți să lupte cu dușmanii. Că dacă ghemul este orientat pe peretele din față și acolo sunt străjerii, soldații, nu e nicio problemă cât este de mare deschiderea la urdiniș. În schimb, dacă ghemul, chiar cu o familie foarte puternică, dacă ghemul principal are tendința de a se retrage spre spatele cuibului, spre spatele lăzii, atunci urdinișul trebuie mai mic. E o chestie care o să mai caut. Cred că am văzut undeva niște referințe la treaba asta și urdinișul are importanța lui, știm noi foarte bine. Depinde dacă e fundul cu antivaroa sau e fund plin. Aici deja variantele sunt foarte multe. Dar problema cea mai importantă e furtișagul și atacul viespilor, care deci înainte o să avem de-a face cu el. Știți ce este interesant? Acum, nu toamna trecută, acum 2 toamne, am fost la cineva, în satul vecin de lângă mine, care avea și Buckfast și Carnika. Și le hrănea destul de târziu, din punctul meu de vedere, în toamnă le hrănea. Viespile intrau în familie de Carnica nestingherite, nici nu le întreba nimeni nimic. Intrau și ieșeau. La Buckfast, dacă se apropia una, imediat mergeau câteva pe dânsa. Deci o diferență care m-a șocat. Și o altă chestie, în toate cărțile străine care le citesc sau traducerile făcute din cărți străine, mereu se spune Carnica predispusă la furtișag violent. Cea mai rea din perspectiva asta, albina italiană și Buckfast, depinde acum, la Buckfast e destul de neuniformă, este specialist în furtișagul ăsta liniștit, așa. Dar albina italiană, adică la descriere de rase, noi în general spunem doar anumite chestii, la ei e ceva mai complet, abordează și problema asta a furtișagului. Problema furtișagului, știți cum e? Eu aș trata-o egal cu problema Varroa. Pentru că furtișagul se produce în stupina mea, dacă am o populație heterogenă, nu știu ce rase și nu știu din ce linii venite, dar aceeași problemă este că sunt stupine sau, cum să spun, vetre permanente de stupină cu populații diferite și atunci eu n-am de unde să știu că vecinul meu aflat la 25 de metri sau 45 de metri ce rasă are și ce afinități au rasele pe care le are el în legi. Cred că undeva cam din zona aia trebuie pornită problema furtișagului și mi se pare într-adevăr că pe de o parte că produce niște dezechilibre foarte greu de stăpânit în stupina proprie, dar produce și înșelăciune. Eu dacă am o ladă unde albina este predispusă la furtișag, o să fiu întotdeauna dispus să fac selecție pe linia aia, pe acea marcă, o să spun, vai Doamne, ce harnică și ce strângătoare e. Și o să mă trezesc peste 2-3 ani că nu mai are de unde fura, că au furat tot ce a fost împrejur și nu e în stare de altceva. Uitați, eu la Floarea Soarelui anul trecut am avut niște măci de la Apis Donau care au blocat tot, și cuib și cat. A fost o vreme groaznică și la Tei și la Floarea Soarelui, am trecut cu ploi, cu vânt și mare brânză n-am făcut. Am și fost la polinizare, în densitate de stupe mare, în general nu se fac, deși acum 2 ani am făcut și ceva miere mai bine. Și acei 2 stupi cu măci de Lapis Donau, o linie de Sahariana, erau blocați. Deci când ne-am adus, când am dat să ridic, efectiv blocați. Dacă le mai puneam probabil încă 2 caturi, le umpleau și pe alea. Și din ce alte explicații în afară de furtișag nu am. Pentru că pur și simplu nu prea a fost vreme de cules și nu prea a făcut nimeni în zonă miere. O problemă de genul ăsta ar fi dacă există o astfel de linie într-adevăr, sau poate mă înșel eu, că nu e greu de spus, în momentul în care pleci în pastoral și tu ai, nu știu, un camion cu o astfel de linie, iar ceilalți 2-3 cu care mai mergi, că cel puțin în cazul meu, deși nu este recomandat, eu merg cu fratele meu și cu încă un prieten. El, acela fiind pensionar, cumva ne acoperim unii pe alții, ne ajutăm și ne permitem să facem chestiunea asta. Unii mai în vârstă, alți 2 sunt mai tineri și îl ajută la cărat. Tot felul de chestiuni, ne tractăm unii pe alții, că oamenii au camioane și remorci și chestii. Și este o chestie de mârlănie până la urmă să ai o linie de genul acesta care să își facă plinul de la vecinii tăi. Așa e, așa e. Da. Dar până la urmă e o sinucidere, că promovăm exact ceea ce vrem să nu fim până la urmă. Noi suntem strângători, nu suntem prădători, era să fie. Da, e și o problemă, cum spuneați, de selecție, adică e foarte greu. De multe ori am pățit chestiunea asta când țineam înainte Carpatina și nu era atât de unitară să vezi diferența. Acum, efectiv, vezi de la ce ai transvazat și după ce te uzi la câțiva stupi, când ai ridicat un capac, cam știi care din măcile ai acolo. Deci eu le marchez cu culori diferite. Adică anul trecut, spre exemplu, am făcut cu roșu, dar 3 tipuri de roșu. Roșu din oj, un roz deschis la cariocă din aceea Unipaint și un roșu mai închis la cariocă Unipaint. Și în momentul în care am văzut matca, eu știu exact care din ce matcă e trasă, din ce matcă înseminată este trasă. Dar după ce te uiți la câțiva stupi, cum a fost cazul la mine astăzi, în momentul în care mă uitam deja dintr-o privire cu o precizie 90% puteam să spun ce matcă am acolo, din ce linie e cu mâini. Și atunci vezi diferențele foarte clare între măci. Dar înainte, când încercam să fac și o selecție masală și să văd care e cel mai bun, foarte greu îți poți da seama dacă un stup care are mai multă miere decât altul are din cauza că oare datorită poziționării lui pe un capăt de rând sau într-o zonă mai favorabilă, oare din cauza că s-a ajutat puțin cu furtișagul. Sună foarte simplu chestia asta, hai să facem selecție, dar în momentul în care efectiv te apuci în practică să încerci să o faci, nu mai zic că la față de camion sau așa, unde contează enorm unde e poziționat stupul respectiv. Adică la tei, să spunem, poți să pui cel mai slab stup în rândul din mijloc, rândul de sus în mijlocul rândului și acela va face barbă de albine, pentru că asta e acest fenomen de rătăcire albine. Numai la Buckfast, spre exemplu, sunt foarte păcătoase din perspectiva asta, adică ele merg, am doi stupi din poliuretan, unul cu Carnica, unul cu Buckfast. Întotdeauna în ăla cu Carnica, jumate în albine erau Buckfast. Bravo. Deci tu când ai ridicat rama, te uiți pe ce cu astea, că tu bate portocalii. Chestiuni de genul ăsta am avut. Acum i-am mutat. Da, i-am mutat acum în stup mai mari, că trebuie să-i dau spațiu. I-am mutat în stup mai mari și am mai mers o tură din Buckfast în partea cealaltă. Era un schimb de experiență. Da. Să fi dus să le învețe șmecheriile, Doamne, că nu știa tot. O chestie care în familiile de Buckfast bune, acum ai puțină miere, deci dacă mai ținea 2 săptămâni vreme de asta, mureau de foame, foarte puțină miere, dar mult puiet. În familie de Carnica am în continuare rezervă consistentă de miere, dar ne-am apuiet. În momentul, deci este Carnica luată din Austria, mă rog, din părinți cu pedigrii, cu pretenții. Și cu toate acestea are chestiunea asta. În momentul în care nu mai apare din natură cules, reduce ponta instant. Da. Genul ăsta de probleme cred că ar trebui să le punem așa pe o listă de intervenție sau o listă de interes și pe structura genului ăsta de probleme să încercăm în continuare să promovăm cercurile apicole, asociațiile, cooperativele și așa mai departe, locurile unde stupare să înțeleagă că sunt chestiuni foarte, cum să spun, foarte ușor de gestionat, doar dacă există unitate de acțiune. Că dacă unul merge hăi și unul cea, s-a terminat povestea și nici nu știm din ce ni se trag pănoasele. Eu am pățit în primul an în care mi-am adus Buckfast și era așa spre toamnă și găseam, inițial am spus că e miere de mană, că au găsit uneva și duc mană, dar eu am pe cineva la vreo 400 de metri de mine, 3-400 de metri în linie dreaptă și tare mă tem că ăla făcea hrăniri și la mine mi se umpleau cu miere stupii cu Buckfast. Asta din prima dată când am avut eu primii stupi și mă uitam la ei, uite, nu i-am hrănit și ei aduc de undeva. Dar că acum depinde de linii și de așa. Nu. Deci există și chestiunea asta a furtișagului. Nu știu în ce măsură, nu vreau să o generalizez, dar atunci se descurcau. Erau niște măci cumpărate, nu le făcusem eu atunci. Și mă uitam că era în toamnă, vreau să le fac hrăniri de completare și mă uitam că ele aveau mereu asta, cum îi spune, miere necăpăcită. Nu durează mult până când o să avem răspunsuri la întrebările de genul ăsta, pentru că exact cum am început eu în seara asta să divaghez și să, mă rog, să visez, ar zice unii, dar nu-i chiar vis, că e aici, miroase, că e aproape de noi. O să aibă și vecinul dumitale și vecinul meu, care în aceeași situație am fost și eu, o să aibă și senzor, o să aibă și cântar de control, o să aibă și aplicația pe mobil și eu la fel. Și el o să dea 5 litri de sirop ca să aibă un spor de 1 kg și eu, fără să dau niciun pic de sirop, o să am și eu un spor de 1 kg. Atunci, dacă suntem într-adevăr niște oameni de bună credință și buni creștini, o să putem vorbi împreună despre treaba asta. Și eu cred că va fi un nou punct de început pentru toată activitatea, mă rog, să pornim într-adevăr o activitate bazată pe lucruri corecte și concrete în apicultură. Da, dar numai așa se poate. Deci fiecare pe socoteala lui nu o să mai meargă, se termină povestea asta, nu se mai poate. Da. Da. Eu trebuie să mă retrag și vă mulțumesc foarte mult pentru seara asta și sper să ne mai întâlnim. V-am trimis mesaj, nu știu dacă nu l-am văzut, o să-l văd imediat. Dacă nu-l văd, vă mai dau un telefon. Da, da, oricând. Da, bine, bine, vă mulțumesc și noapte bună. Bună sănătate. Noapte bună. Da, cred că mă retrag și eu, că mâine am puțin de lucru. Am prins acum vreme bună la Albine și trebuie să mai recuperez câte ceva. Dacă nu mai este nimic, noapte bună, sănătate și ne mai auzim.